în urmă cu aproape 4 ani de zile, eram undeva într-o bisericuță în județul Bihor și participam la un program sub acoperire. Nu eram în calitate de evanghelist sau de predicator acolo, ci eram acolo împreună cu un prieten cu gândul ca Dumnezeu să-mi vorbească în legătură cu această lucrare care se numește Biserica Lumina. Așa cum v-am mai spus, dar au trecut de atunci 2 ani și ceva de când am mărturisit lucrul acesta înaintea voastră și cred că aș fi prea optimist să-mi imaginez că cineva aș mai aduce aminte. Am fost acolo nu în calitate de predicator. Mi-aduc aminte că am luat pe mine o haină cu glugă. Nu mi-am pus gluga pe cap în mod ostentativ, evident. Dar am fost fără Biblia asta mare de specifică predicatorilor, fără sacou, fără costum. M-am așezat pe ultimul rând și am stat 3 ore la program. La un program obișnuit, așa cum aceia dintre voi care sunteți crescuți în bisericile pentecostale știți despre ce vorbesc, așa cum voi ați experimentat de-a lungul anilor. Unii au cântat, unii au predicat și după terminarea programului un frate a venit la mine, un om care nu mă cunoștea în mod evident, și omul acesta mi-a zis, așa cum v-am mărturisit atunci când am spus-o public în urmă cu 2 ani și ceva, mi-a zis: slujești într-o biserică mare, Dumnezeu vă deschide, și nu mi-a spus îți deschide, ci vă deschide, pentru că eram un grup de inițiativă în vremea aceea, în față o lucrare mai mare decât vă așteptați voi. Și am mărturisit lucrul acesta în fața bisericii la 1 an de zile după ce deja Dumnezeu a făcut această lucrare aici, pentru că n-am vrut să spun la început pentru ca nimeni să nu considere că e o formă de manipulare. Știți că se mai întâmplă că unii susțin că au un mesaj din partea lui Dumnezeu, îl spun înainte și după aceea tot ei lucrează ca acel mesaj să se împlinească. E de la Domnul când Dumnezeu face să se împlinească. Și Dumnezeu a făcut să se împlinească. Au trecut 3 ani și jumătate de când existăm ca și biserică și după toate manualele de eclesiologie, o comunitate bisericească se formează în 5 ani de zile. Și noi încă suntem în formare. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea asta într-un mod extraordinar. Am văzut aici oameni vindecați în mod miraculos. Am văzut mai ales mulți oameni mântuiți, mai bine de 160 de oameni botezați în apă și multe alte lucruri pe care noi nu le știm, dar Dumnezeu care vede nascuns le cunoaște, slăvit să fie numele Lui. Vă spun asta pentru că am început împreună un drum și pentru că, după cum probabil deja știți, Biserica Lumina a achiziționat un nou lăcaș de închinare, care nu va fi doar un lăcaș de închinare. Am anunțat asta, dar acum vreau să vă spun în modul cel mai explicit și cel mai clar. E vorba de o hală aflată aici, la 500 de metri. Acum, sigur, încă înainte să vă prezint eu asta, și v-am prezentat-o în urmă cu câteva luni de zile, unii deja știau că așa e la pocăiți. Serviciile, secretele pocăiților îs mai pe fază decât masonii câteodată. Unii dintre voi deja știați. E vorba de o hală simplă. Pentru că nu avem o catedrală ieșită din comun. Pentru că noi considerăm că biserica e formată din pietre vii, adică din voi. Fiecare persoană din locul acesta face parte din acest edificiu duhovnicesc care este Biserica lui Hristos. Și așa cum spune Petru, apostolul Petru, și cum ori cânta frații de la Tofle ani de zile, noi suntem biserica. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Am făcut acest prim pas și cu ajutorul lui Dumnezeu am plătit 200.000 de euro avans. Și lucrarea aceasta am făcut-o cu sprijinul bisericii și cu sprijinul unor oameni de afaceri din biserică,
cărora vreau să le mulțumesc în mod special, Dumnezeu să binecuvânteze. Acum, de asemenea, vreau să vă anunț un lucru care n-a fost anunțat. Eu, duminica trecută dimineața, am absentat și am ținut să fac eu acest anunț în fața voastră. Pe data de 6 iunie am avut o întâlnire cu mai mulți oameni de afaceri din biserica noastră și din oraș, unii din județ, alții chiar din afara județului nostru, cărora le-am prezentat proiectul bisericii noastre și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să organizăm această întâlnire. Întâlnirea a avut loc la Hotelul Perla, la fratele Dinu Micorici, și acolo au participat aproximativ 50 de oameni de afaceri. Cei mai mulți dintre ei nu sunt membri în comunitatea noastră, nu sunt membri în biserica noastră. Și oamenii ăștia au semnat, fiecare în funcție de cât Domnul le-a pus pe inimă sau Domnul le-a pus în gând, nu vreau să folosesc expresia asta, Domnul mi-a pus pe inimă, că s-ar putea să fie prea neclară. Domnul le-a pus în minte fiecăruia în parte să facă un anumit angajament și s-au strâns aproximativ 200 de mii de euro. Dumnezeu să binecuvânteze și să răsplătească. Acum, banii ăștia încă n-au fost donați, sunt angajamente semnate, dar cum spunea unul dintre cei care a semnat acest angajament, frate, știu că dacă nu-i dau, până la urmă, oricum îi pierd, așa că pe calea asta aș vrea să le mulțumesc celor care au fost acolo și Dumnezeu să-i binecuvânteze și să răsplătească. Când am anunțat că ne stă în față un proiect de aproximativ 2 milioane de euro, i-am văzut pe unii schimbându-se la față. Chiar dacă săptămâna trecută a fost săptămâna în care biserica a celebrat înălțarea, atunci când am anunțat, unii au sărbătorit schimbarea la față. I-am auzit pe unii zicând după aceea, știți că sunt vorbe rostite pe la colțuri, dar care până la urmă tot ajung într-un fel sau altul aici. Probabil că de aceea sunt și rostite. Dar oricum, i-am auzit pe unii zicând că e un lucru prea înalt pentru puterile noastre și eu le-am dat dreptate. Este prea înalt pentru puterile noastre, dar nu prea mare pentru Dumnezeul nostru. L-am văzut pe Dumnezeu făcând lucruri mult mai mari. Un singur suflet mântuit e mult mai mult decât 2 milioane de euro. Pentru că un singur suflet mântuit valorează cât Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele noastre. Dar aș vrea să vă mulțumesc vouă, celor care faceți parte din părtășia bisericii, pentru că unii dintre voi deja ați semnat aceste angajamente, știți bine despre ce vorbesc, și să vă asigur de un lucru. Fiecare ban în biserica aceasta este administrat cu frică de Dumnezeu și cu cea mai mare responsabilitate. Îmi permit să spun lucrurile acestea în calitatea mea de păstor al Bisericii Lumina și o să spun niște lucruri foarte direct. Nu știu să le vorbesc altfel. Când e vorba de teologie, acolo știu și eu să fiu mai sofisticat. Dacă e vorba de lucrurile astea lumești, vreau să le spun foarte clar. Voi știți bine că eu nu sunt plătit ca și pastor al bisericii acestea. Am ales împreună cu ceilalți frați slujitori să sacrificăm cât putem mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu de aici. De aceea am permis să vă spun aceste lucruri în modul cel mai direct, cel mai onest, pentru că n-am nici cel mai mic interes. Biserica Lumina este o biserică ce face parte din cultul creștin penticostal. Nu e vorba de o fundație patronată de un om, cum sunt o grămadă. Nu e vorba de o asociație care să aibă în spate un grup de oameni sau un grup de interese. E vorba pur și simplu de o biserică penticostală care face parte din cultul creștin penticostal și dacă voi, ca și comunitate, după ce terminăm proiectul acesta, hotărâți că aveți nevoie de un alt grup de slujitori sau de alți păstori, clădirea și tot ceea ce se construiește rămâne mai departe comunității. Nu e a mea, nu e a pruncilor mei, nu e a familiei mele, ci tot ce facem este al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun asta și vreau să vă mai spun ceva. Lucrările pe care biserica le-a început, ele vor continua. Planul care ne stă înainte e pe 3 ani de zile. Deci noi existăm de 3 ani de zile, va trebui să plătim, să ajungem, să plătim o parte din cei 2 milioane
până la sfârșitul anului 2025. Asta nu înseamnă că până la sfârșitul anului 2025 nu o să facem altceva decât să vorbim despre bani. Ați știut asta și vă mai repet. Știți de câte ori am predicat despre bani în Biserica Lumina? O dată. Știți ce s-a întâmplat la sfârșitul acelei predici? A venit un om, s-a scris pe lista pentru botez. Nu dona nimeni nimic. Noi vom continua să mergem mai departe cu misiunea bisericii. Biserica va continua să evangelizeze. Unii ar spune, domnule, dar de ce să mai faceți iarăși în piața Ferdinand evangelizare? Pentru că ăsta e rostul bisericii, asta e misiunea bisericii. Oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu. Vom continua să ne închinăm și să investim în închinare. Și aș vrea ca timpul de închinare să nu fie doar un timp muzical, ci un timp al întâlnirii reale cu Dumnezeu. Aș vrea că atunci când intrați aici, în timpul în care biserica se roagă și cântă, în modul cel mai real, să puteți să spuneți, aici este poarta cerurilor. E Dumnezeu prezent în locul acesta. Aș vrea să continuăm să ne facem misiunea, să-L slujim pe Dumnezeu cu toată dedicarea. De aceea, proiectele bisericii de ajutorare vor continua. Și vreau să îndrăznesc să spun că nu doar că ne vom desăvârși lucrarea începută, dar vom reuși în perioada acestor 3 ani de zile, pentru că, așa cum am spus, la sfârșitul anului 2025 va trebui să terminăm o parte din ceea ce avem de plată acolo și apoi să începem să renovăm. Dar cred că în timpul acesta, pe lângă chiria pe care o plătim aici, care este mare, pe lângă lucrurile pe care trebuie să le plătim ca acest spațiu să funcționeze, vom continua să-L slujim pe Dumnezeu cu și mai mare eficiență și cu și mai mare impact și în timpul acesta vom termina și construcția acolo. Pentru că nu facem lucrarea unui pastor, nu facem lucrarea unor oameni, ci facem lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem ambasada împărăției lui Dumnezeu aici la Oradea, nu suntem singura ambasadă, sunt și altele, dar credem din toată inima că Dumnezeu binecuvântează în mod special lucrarea pe care o facem aici. De ce? Pentru că o facem cu toată sinceritatea, cu toată onestitatea, fără niciun fel de interes ascuns. Vreau să spun asta pentru că, ați văzut, au fost proiecte în biserică și unii s-au întrebat, mă, dar dacă voi strângeți bani pentru construcție, de exemplu, de ce mai strângeți bani, de ce mai dați bani în alte proiecte? Nu știu dacă vă amintiți, tocmai a fost școala duminicală aici și aș vrea să am un cuvânt de apreciere pentru tot ce se face la școala duminicală, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Am avut un proiect de memorare a Scripturii cu copiii și a fost ceva peste așteptările noastre. O mulțime de copii, aș îndrăzni să spun, a fost un tsunami de copii care au venit pentru că premiile erau mari. Au venit, au pregătit să învețe pe de rost fragmente însemnate din Scriptură. Am rămas și eu surprins să văd pe Anastasia cât de dornică este să învețe și cât de repede poate învăța. Mulți dintre copiii voștri au participat și mulți dintre ei au câștigat și erau pe aici numai prunci care ziceau versete din Scriptură. Acum, vreau să vă spun un lucru legat de aceste proiecte și mai sunt și altele. În acest proiect, de exemplu, au investit oamenii care l-au inițiat. Ei n-au vrut ca numele lor să fie rostit, de aceea nu o să-l rostesc. Mai sunt și alte proiecte, cum ar fi proiectul Marta, cel prin care hrănim o mulțime de oameni. De asemenea, care este susținut de unii dintre voi, dintre cei care ați inițiat proiectul și de unii dintre cei care nici măcar nu fac parte din biserica noastră. Ce vreau să spun cu asta? Noi nu risipim deloc banii bisericii. Toate proiectele astea care parcă risipesc din bani, nu sunt niciun fel vreo risipă. Oamenii care inițiază proiectele, de cele mai multe ori investesc în ele. Vreau să am un cuvânt de apreciere în legătură și cu conferința pentru familii care ieri a fost aici. Și în această conferință s-a investit slujire, timp, energie, bani. Și au fost oameni din biserica noastră care au făcut lucrul acesta cu mult, foarte mult sacrificiu. Și Domnul Dumnezeu să binecuvânteze. Biserica va continua. Adică nu înseamnă că în următorii 3 ani de zile așteptăm să se termine construcția, că atunci când vom termina construcția, atunci o să facem lucruri. Nu. Noi am început lucruri, vom continua să le facem, iar celor care aveți idei să faceți lucruri, mă rog ca Domnul să vă dea și înțelepciunea să strângeți bani să le puteți face. Noi vă suntem alături cu rugăciune, cu infrastructura bisericii, cu oameni gata să se dedice lucrării
Și cu ajutorul Domnului așteptăm ideile voastre și finanțarea voastră în același timp. Sunt mai mult decât bucuros, mulțumitor pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut. Vrem un alt lăcaș și pentru că aici suntem în chirie, dar și din alt motiv. Așa cum le-am spus oamenilor de afaceri atunci când am prezentat proiectul bisericii, am spus că visul nostru este ca pe lângă lăcașul de închinare să existe și alte lucruri acolo. Ne dorim ca lucrările pe care le-am început aici și care sunt la un nivel, pentru că ăsta e nivelul de acum, să le putem duce la un nivel și mai înalt. Cum ar fi? Ați observat că în fiecare duminică vin aici oameni cu dizabilități, aduși de două microbuse ale bisericii, îngrijiți de frați și surori din biserica noastră. Oamenii ăștia nu-ți lăsați de care stau umăr lângă umăr alături de ei. Și nu doar duminica. Am vrea, dacă Dumnezeu ne va ajuta acolo, să facem un centru de zi pentru persoanele cu dizabilități. Lucrarea asta incipientă, început aici, cu hrănirea celor săraci, am vrea, dacă Dumnezeu ne ajută, să se transforme într-o cantină pentru săraci. În biserica aceasta există un grup de frați care fac consiliere și știți bine că vă puteți programa. Vreau să am și pentru ei un cuvânt de apreciere. Oamenii ăștia pun din timpul lor, pun din expertiza lor, din experiența lor, din inima lor pentru lucrarea asta. Vin oameni aici cu tot felul de probleme. Oameni care au nevoie de ajutor. Ajutor psihic, ajutor spiritual. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta, ăsta e visul nostru. Dar de ce n-am visa? Știți că s-a visat în urmă cu ani de zile ca la Oradea să existe, în direcția aceasta, o clinică de consiliere și reabilitare pentru cei cu dependențe. De ce n-ar putea exista pe lângă Biserica Lumina asta aici? Toate astea sunt vise. Sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat și credem din toată inima că Cel care a început această lucrare o va duce până la sfârșit. Slavă Lui! Acum, știu că am tăiat din predică, dar trebuia să vă spun lucrurile acestea. Pentru că e important, am început acest drum și uitați, doar că l-am început în urmă cu 2 luni de zile și Dumnezeu deja ne-a binecuvântat din punct de vedere financiar. Așa că, aceia dintre voi care stăteați în dubii și ziceați, bă, semnez angajamentul, nu semnez că ăștia poate se vor împotmoli. Nu ne-am împotmolit, ci vom merge și mai mult, cu și mai multă putere și aștept aceia dintre voi care n-ați semnat angajamentul, acum nu mai aveți niciun motiv să o faceți. Domnul să vă binecuvânteze. Bine, dragii mei, dați-mi voie să rostesc o rugăciune. Așa cum stați așezați, vă rog, plecați privirea. Eu voi rosti o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica și voi rosti o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Lui. Doamne, stau în prezența Ta în această dimineață. Doamne, nu vreau nimic altceva pentru biserica asta decât pe Tine. Tu ești temelia bisericii. Oamenii se uită la biserici cum se închid astăzi. Noi Te vedem pe Tine cum lucrezi cu putere. Noi suntem rezultatul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Noi suntem aici pentru că Domnul nostru, Fiul Tău, a venit în lumea asta, a murit pentru păcatele noastre, a înviat și stă la dreapta Ta, mijlocind pentru noi. Îți mulțumim, Tată din ceruri. Dar îți mulțumesc că prin Duhul Tău cel Sfânt nu ne-ai abandonat. Nu ne-ai lăsat orfani. Și așa cum ai spus prin El înainte de înălțare, n-am să vă las orfan, nu ne-ai lăsat orfan, ci ne-ai trimis un mângâietor care să fie cu noi și în noi și care să ne călăuzească în tot adevărul. Doamne, îți mulțumesc că ai lăsat ca mângâietorul să fie prezent în Biserica Lumina. Îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt lucrează în mijlocul nostru. Doamne, îți mulțumesc că văd aici oameni transformați, schimbați. Îți mulțumesc că am văzut oameni, Doamne, care s-au prăbușit plângând înaintea prezenței și sfințeniei Tale. Îți mulțumesc, Doamne, că aici, în locul acesta, Tu ai transformat locul acesta într-un loc în care aduci vindecare pentru suflete, eliberare pentru cei ce sunt legați de diavolul și bucurie pentru cei ce sunt întristați. Slăvită să fie prezența Ta!
Știu, Doamne, că tot ceea ce ne stă înainte e sub călăuzirea Ta. Știu, Doamne, că orice promisiune care vine de la Tine se împlinește, cerul și pământul vor trece, dar promisiunile Tale vor rămâne mai departe în picioare și chiar dacă oamenii mor, acei oameni cărora le-ai făcut o promisiune, Doamne, chiar dacă oamenii mor, Tu rămâi viu în vecii vecilor, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Garanția că al Tău cuvânt se împlinește este tocmai eternitatea, veșnicia, sfințenia, atotputernicia Ta. Binecuvântat să fii Domnul meu! Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei pe care i-ai mântuit în biserica asta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei botezați în biserica asta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei eliberați în biserica asta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei vindecați în biserica asta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei cercetați în biserica asta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei care vin aici și simt prezența Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu transformi locul acesta într-un loc special în care există o manifestare specială a prezenței Tale, pentru că Tu ai promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Domnului Iisus Hristos, Tu vei fi prezent. Îți mulțumesc că ești. În veci. Amin. Amin. Haideți să deschidem împreună Biblia la Evanghelia după Matei, la capitolul al 5-lea, la versetul 6. Titlul predicii din această dimineață este: ce înseamnă să fii un om neprihănit, în paranteză, integru. Ce înseamnă să fii un om neprihănit sau un om integru? Matei, capitolul 5, versetul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Urmăm, după cum bine știți, în fiecare duminică dimineața, pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, suntem în acest set de predici început la începutul anului. Și am ajuns la predica de pe munte, cea mai importantă, cea mai însemnată dintre toate predicile. Suntem la momentul fericirilor. Suntem la versetul 6 și aș vrea să vedem progresia acestor fericiri. Să vedem împreună felul în care aceste fericiri se aliniază logic până la acest moment. Vă aduceți aminte de prima fericire? Pentru ca să fii neprihănit, trebuie să înveți să flămânzești după neprihănire. Trebuie să recunoști că nu ai nicio neprihănire, că e sărac în duh. Pentru că înainte de a sta în prezența lui Dumnezeu și înainte de a-i cere lui Dumnezeu ca El să-ți dea îndreptățirea Lui, dreptatea Lui, trebuie să recunoști că e sărac în tine însuți, în orgoliul tău, în mândria ta, în faptele tale, în meritele tale. Înainte de a-i cere lui Dumnezeu ca El să-ți justifice prin credința în Iisus Hristos toate falimentele tale, înainte de a cere să fii îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, trebuie să recunoști că e sărac, sărac în Duhul. Apoi, mai mult, trebuie să înveți să plângi, să înveți să-ți plângi propria sărăcie spirituală. Pentru că Iisus a zis: ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Nu doar să plângi păcatul din lume și din societate, cum ne place nouă în general să facem. Noi creștinii evanghelici avem obiceiul acesta de a vedea păcatul din societate și din lume. Și bine că o facem. Dar invitația Mântuitorului e la cercetare personală. Chiar dacă nu suntem la cina Domnului, în această zi vă invit ca fiecare dintre noi să privim la viața noastră. Dacă vrem neprihănire, trebuie să învățăm să ne plângem propriul păcat. Nu doar păcatul din societate, nu doar păcatul vecinilor și prietenilor și lumii în care noi trăim, ci păcatul nostru. Apoi, după ce ai descoperit că ești sărac în duh, fii mângâiat de cel care este mângâietorul, toate acestea produc în tine blândețe. Și data trecută am vorbit despre ce înseamnă blândețe. Adică umilință, smerenie. E momentul în care încetezi orice efort de a câștiga neprihănirea prin propriile puteri și abandonând în fața puterii lui Dumnezeu, îi spui Domnului: Doamne, am nevoie de neprihănirea lui Hristos, pentru că singura ființă, singura persoană care a trăit sub soare, cum zice Solomon în Eclesiastul,
Singura persoană care a trăit sub soare și care este perfect neprihănită și a fost perfect neprihănită este Iisus Hristos. Și nu poți fi flămând și însetat după neprihănire până când nu încetezi să încerci să obții neprihănirea prin puterea ta. Așadar, Matei, capitolul 5, cu versetul 6, repet. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Și facem acum ca la școală. Explicăm termenii. Sunt trei cuvinte care ne ajută să pricepem fericirea asta a Mântuitorului Iisus. Primul cuvânt e cuvântul flămând. Dar cuvântul ăsta folosit aici exprimă o foame extremă. Cuvântul grecesc pentru foame în cazul acesta e cuvântul care exprimă o foame extremă. Data trecută sau atunci când am vorbit despre plâns, am spus că în limba greacă clasică, limba care a fost scris Noul Testament, sunt mai multe cuvinte folosite pentru plâns. Același lucru pot să-l spun și în legătură cu foamea. Numai că acest cuvânt folosit aici e un cuvânt care descrie o foame extremă. Probabil că e greu să pricepem noi astăzi asta. Poate unșpe frați fiind la un moment dat într-o perioadă de foamete după al doilea război mondial, când românii, pentru că știu că sunt unii nostalgici după ruși, când românii trebuiau să plătească cotele către Uniunea Sovietică și când rămâneau săraci lipiți, fără cele mai elementare lucruri. Mi-aduc aminte că mi-a spus că au găsit în pod niște porumb din ăla vechi. Și au luat boabele, le-au fiert și le-au împărțit. Atât de mare era sărăcia. Aceia dintre voi care sunteți mai în vârstă, probabil că vă aduceți aminte de vremurile acestea, mi-aduc aminte că bunica trăia această traumă, strângea orice. Totul era strâns. Noi care trăim vremurile acestea, privim așa cumva cu dispreț. Frica asta de foamete, pe care încă cei ce sunt mai în vârstă o cunosc. Mi-aduc aminte că atunci când ne-a lovit criza economică și stăteam la masă cu o grămadă de feluri de mâncare, vorbeam cu bunica și ziceam că e criză și ea se uita la noi și nu-i venea să creadă. Care era criza? Că nu mai era terenul 50.000 de euro, acum era 25.000 de euro. Asta era criza. Cuvântul folosit aici pentru foame descrie, așa cum v-am spus, o foame extremă. Poate că la un moment dat în viață ați simțit, ați trăit sentimentul ăla. Când simți că nu mai poți. De asemenea, și cuvântul folosit pentru sete. Exprimă o dorință puternică, o tânjire puternică după ceva ce nu ai, dar ai nevoie cu disperare. Iar cuvântul neprihănire înseamnă a te conforma unui standard divin perfect. Așadar, ce înseamnă când spune Domnul ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați? Dacă vrei neprihănirea lui Dumnezeu, dacă vrei standardul perfect al lui Dumnezeu să fie în viața ta, după El, trebuie să tânjești, să-L dorești cu disperare. Când stai în prezența lui Dumnezeu, e nevoie de această foame, de această sete după Dumnezeu, care, dați-mi voie să vă spun, e parcă tot mai rară. Ne întrebăm de ce nu mai există treziri spirituale, ne întrebăm de ce bisericile sunt tot mai anemice, ne întrebăm în ciuda faptului că suntem tot mai pregătiți, tot mai mulți doctori în teologie, și mi-asum și eu titlul ăsta, dar parcă tot mai bolnavi. Ne întrebăm de ce biserica e tot mai anemică și lipsită de puterea lui Dumnezeu, pentru că lipsește această dorință, această foame extraordinară după neprihănire, adică după dorința de a ne conforma cu standardul perfect al lui Dumnezeu. Ne dorim ceva. De asta mai venim din când în când la biserică. Există parcă o dorință, dar o dorință tot mai anemică, tot mai slabă. Când e vorba de lucrurile spirituale, spune Domnul Iisus, ferice de cei care flămânzesc, dar nu cu o foame din asta de om sătul. Știi cum e foamea de om sătul? Când zici, mă, parcă aș mai mânca. Da, nu. Nu cu o sete de asta de om care are 3-4 feluri de apă. Mă, aia e cea mai bună, aia la altă cea mai bună. Nu. Ci cu setea unui om care petrece zile întregi în deșert
și care știe că viața lui depinde de următorul picuri de apă, cu disperarea omului care știe că are nevoie de apa aia ca să supraviețuiască. Și spune Domnul Iisus, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de lucrurile spirituale, înaintea lui Dumnezeu, spiritual vorbind, trebuie să ai această atitudine de foame extremă și de sete extremă, pentru că spune Domnul Iisus aici, ferice de cei ce flămânzesc și însetează după neprihănire, pentru că numai ei vor fi săturați. Ne întrebăm de ce venim la biserică flămânzi și mergem mai flămânzi. Ne întrebăm de ce venim la rugăciune și ni se pare că ne rugăm degeaba, suntem parcă niște calculatoare care repetă aceleași cuvinte. Ne întrebăm de ce viața noastră spirituală parcă e din inerție, obositoare, plictisitoare, și parcă manifestarea prezenței și puterii lui Dumnezeu e doar un concept abstract. Știți de ce? Pentru că Domnul spune, când e vorba de lucrurile spirituale, de ele nu te poți apropia așa numai cu o dorință. Bă, vrei? Parcă aș vrea. Nu poți ridica mâna cum ridicam eu la matematică, așa, sumasă, să nu vadă profesoara. Când e vorba de lucrurile spirituale, când e vorba de Dumnezeu, pentru ca să fii săturat după Dumnezeu, trebuie să tânjești. Să-L dorești cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, să-I spui lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, am venit la biserică astăzi nu ca să bifez căsuța aia că am fost la biserică, să mă vadă păstorul, să zic, bă, mi-am adus și eu prunce la biserică, trebuie să învețe și ei mă puțină Biblie, să se plindă ceva de ei. N-am venit la biserică doar ca să păstrez o tradiție creștină mai departe, am venit în locul acesta pentru că însetez și flămânzesc după Dumnezeu. Dacă stau la ușă sau la poartă sau în parcare, fac lucrul ăsta pentru că însetez și flămânzesc după Dumnezeu. Dacă cânt împreună cu adunarea sau sunt aici în față, uitați aici, și conduc biserica în închinare, o fac pentru că însetez și flămânzesc după Dumnezeu. Dacă nu există în sufletul nostru, în trupul nostru, această tânjire după prezența lui Dumnezeu, după standardul perfect al lui Dumnezeu, pe care Biblia numește neprihănire, atunci nu vom fi săturați. Suntem o generație de flămânzi spirituali. O generație bezmetică ce aleargă în stânga și în dreapta și nu mai știm ce să facem. Avem o grămadă de proiecte, dar parcă tot mai puțin din Dumnezeu. Avem forme tot mai frumoase, suntem tot mai profesioniști, avem predicatori tot mai elocvenți, suntem tot mai pregătiți, lucrurile se așează tot mai bine din punct de vedere organizatoric, dar parcă e tot mai puțin din Dumnezeu. Și Domnul Iisus, când își începe predica, zice, când stai în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fii sărac, ca un cerșetor care vine în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu n-am nimic cu care să vin înaintea Ta, apoi următorul pas trebuie, recunoscându-ți sărăcia, să plângi înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne Dumnezeule, asta e limita mea. Eu nu doar că plâng societatea din care fac parte, ci mă plâng pe mine și limitările mele și falimentele mele și stau înaintea Ta îmblânzit, smerit înaintea Ta, recunoscând că doar Tu, Doamne, poți să lucrezi în mine prin harul Tău, și înaintea prezenței Tale fac un singur lucru. Însetez și flămânzesc. De ce? Pentru că nu vreau să fiu un flămân spiritual, ci vreau să fiu săturat. Eu vă întreb, oameni buni, voi vreți să fiți săturați astăzi? Mă iertați că vă spun, dar nu prea s-a văzut la timpul din chinare. Vreți să fiți săturați? Mă iertați că vă spun, dar de multe ori nu se vede în felul în care ne rugăm. Sau să nu mă iertați pentru asta. După Dumnezeu spune Domnul Iisus, trebuie să însetezi și să flămânzești. Dar întrebarea mea, poate cineva prin forțele lui... Poate cineva prin forțele lui. Și răspunsul ne-l dă Biblia. Poate fi cineva neprihănit prin forțele lui. Isaia capitolul 64 cu 6. Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui. Știu că sunt aici câțiva frați care zic, bă, dar eu de ani de zile pocăit. Toate faptele bune, toate faptele noastre bune, toate fără nicio excepție, toate. Asta spune Vechiul Testament, o să zică cineva. Dar în Noul Testament? În Noul Testament, chiar aici, în Matei capitolul 5, să nu mergem prea departe, că sunt o grămadă de versete și vreau să vă bombardez cu multe versete. În Matei, în capitolul 5, dacă vă uitați ceva mai jos, noi suntem la versetul 6, dar vă uitați la versetul 20,
Domnul Iisus le spune ucenicilor lui și rămâne valabil și pentru noi, le spune ucenicilor așa, că vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Fariseii și cărturarii care respectau nu doar legea, ci interpretarea cea mai îngustă a legii. Dacă ar fi să ne uităm și să echivalăm cine sunt fariseii și cărturarii din vremea de astăzi, am zice că e extrema legalistă din mișcarea evanghelică. Și spune Domnul aici așa, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea ta trebuie să depășească neprihănirea acestor oameni. Dar oare la ce se referă Domnul aici? Ne explică mai jos. Tot în Matei, în capitolul 5, cred că e ultimul verset, versetul 48. Voi fiți, dar, desăvârșiți. După cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Nu? No? Acum vă întreb eu, care e perfect să se ridice astăzi în picioare? Nici nu îndrăznesc să ridic privirea, că poate cineva are tupeu să o facă. Care poate să spună astăzi, ca în gramatică, mai mult decât perfectul? Fiți, dar, perfecți, cum Tatăl vostru din ceruri este perfect. No, haideți să vă spun ceva. Știți de unde se naște setea și foamea după neprihănirea pe care o primim de la Dumnezeu? Tocmai din conștientizarea faptului că tot efortul nostru nu ne poate face vrednici înaintea unui Dumnezeu desăvârșit. Tocmai conștientizarea sănătoasă a faptului că oricât de înguști am fi în interpretarea cuvântului lui Dumnezeu, că și noi avem pocăiți ideea asta, bă, mai bine mai pocăiți decât mai... Și într-un fel, da, bă, mai bine în extrema aia mai legalistă. Nu, știți de ce? Pentru că în extrema aia legalistă ai senzația că faptele tale te îndreptățesc cumva să fii în prezența lui Dumnezeu. Dar și ce spune Domnul Iisus aici? Vor primi neprihănire din partea lui Dumnezeu, îndreptățire prin credința în Hristos, doar acei oameni care ajung să flămânzească după neprihănirea lui Dumnezeu. Dar sunt o grămadă de oameni legaliști care sătui de neprihănirea lor. Și sunt așa de sătui de neprihănirea lor încât îi privesc cu dispreț pe ceilalți și n-au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. Știți aia? Ei sătui de atâta neprihănire. Dar Biblia spune, nu fi prea neprihănit în privința asta, să nu te pierzi singur în neprihănirea asta ta. Că asta e a ta și nu e a lui Hristos. Și faptele legii nu-ți folosesc la nimic. Cea mai îngustă interpretare a cuvântului lui Dumnezeu o poți respecta în viața ta foarte bine, felicitări. Dar vreau să te întreb ceva. Flămânzești tu după neprihănirea lui Hristos? Și Domnul zice, când vei înțelege că de fapt toate faptele tale bune, toate, fără excepție, mă, oameni buni, voi mă auziți? Ba în altă parte spune în Noul Testament cuvântul lui Dumnezeu că poți să-ți dai și trupul să fie ars dacă nu-L ai pe Dumnezeu care este dragoste, nu-ți folosește la nimic. Poți să-ți parți toată averea, să o împarți și să o dai săracilor. Dacă nu-i prezent Dumnezeu, dacă n-ai parte de această neprihănire pe care o primești de la Dumnezeu, nu-ți folosește la nimic. Așadar, nu putem prin forțele noastre. Care e soluția? Se poate să fii neprihănit. V-am zis că nu prin forțele proprii. Dacă vă uitați acolo, știu că e cam mic scris, că erau prea multe. E un fel de exercițiu oftalmologic pentru unii. Uitați-vă cu atenție. Dar vă mai zic ceva. Dacă vreți schița, o puteți găsi scanând codul QR din fața voastră de pe scaun sau intrând pe internet, veți găsi acolo schița mesajelor noastre. Și toate informațiile, folosiți cu încredere lucrul acesta. Pot avea parte din neprihănire, dar știți cum? Prin credință. Că zice Pavel în Filipeni, și citesc numai ce spune acolo, în Filipeni 3:9. Și să fiu găsit în cine? În El, adică în Hristos. Nu având o neprihănire a mea, știi cum se laudă? Bă, asta e neprihănirea noastră, a penticostalilor, a baptiștilor, a ortodoxilor. Nu, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, aia îngustă, a fariseilor pe care o respect, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și ca să ai parte de această neprihănire prin credință, trebuie să însetezi și să flămânzești după ea. Nu e suficient doar să o vrei. Bă, aș vrea și eu. Mai sunt oameni care vin și zic, domnul pastor, m-aș boteza. Da, aș vrea și eu.
Și sunt care se botează și cu atitudinea asta, dar n-au parte din neprihănirea lui Hristos. Pentru că dacă vrei să ai parte din neprihănirea lui Hristos, nu a ta, nu a unui om, nu a unui cult, nu a unei biserici, ci a lui Hristos, reală, adevărată, care să te ajute din punct de vedere spiritual, trebuie în modul cel mai real să flămânzești după ea, să însetezi după ea, să fii exact ca un pământ. Dacă ați văzut vara, sigur ați văzut că sunteți bihoreni, sunteți români, adevărat. Când ați mers la sapă, pământul ăla când e secetă, care abia așteaptă să vină, să fie ploaia, așa trebuie să fie sufletul meu după dorința asta, după prezența lui Dumnezeu, după neprihănirea lui Hristos. Nu poți fi așa dacă crezi că tu ești ceva. Dacă crezi că neprihănirea e rodul efortului tău, educației tale. Știu că m-am lungit puțin, eu mă gândeam că la jumătate să termin, da? Voi știți că eu sunt lung și v-ați obișnuit cu asta, Domnul să vă binecuvânteze. O să încerc să fiu cât mai scurt în următoarea parte a predicii, pentru că urmează partea aplicativă. Știți ce este neprihănirea? E un text în Biblie care mie mi-a plăcut întotdeauna, sună interesant, frații îl folosesc câteodată numai ca să le dea lecții surorilor, dar n-are nicio legătură cu asta. 1 Petru, capitolul 3, cu 3 și 4, unde zice, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, și versetul 4, și să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dar ce vreau eu să vă spun e că neprihănirea asta despre care vorbește Domnul Iisus aici este această frumusețe interioară. Omul ascuns al inimii, care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Într-o lume în care frumusețea exterioară contează atât de mult, există o frumusețe, spune Petru, care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Și știți care e frumusețea asta? E cea pe care o primim de la El, prin credința noastră în Iisus Hristos. Am înțeles mai bine ideea asta când am intrat într-o familie, v-am mai povestit acest lucru, dar se potrivește foarte bine și apoi știu că nu vă aduceți voi aminte tot ce zic eu. Când am intrat într-o familie în urmă cu ani de zile, unde erau 10 sau 11 copii, nu mai știu exact, cel mai mic dintre copii era o fetiță cu numele Maria, care era bolnavă de distrofie musculară și care era desfigurată de boală. Nu voi uita niciodată, pentru că era atât de desfigurată cum n-am văzut în viața mea niciun copil. Am harul să mă duc să fac rugăciuni pentru bolnavi prin spitale, dar n-am văzut vreodată vreun copil afectat în halul acesta de boală. Distrofia musculară e o boală ciudată, complicată, care acționează în fel și chip. În cazul fetiței acestea, i-a afectat până și mușchii faciali. Fața era afectată. Arăta groaznic. Mi-aduc aminte că avea vreo 4-5 ani, nu mai știu. Tatăl acestei fetițe, că era vorba de o fetiță, cum v-am zis, cu numele Maria, avea o mână, o poză, cum arăta fata înainte să se îmbolnăvească, sau să, ca boala să se declanșeze. Arăta ca un înger, era blond, ochii mari, albaștri, avea poza aia în mână. Mama o ținea în brațe și respirația era asistată de niște aparate, pentru că mușchii respiratori erau deja afectați. Medicii spuneau că nu va supraviețui prea mult. Zi și noapte, mama asta trebuia să stea lângă copilul ei, ținându-l bună parte din timp în brațe. Și m-am uitat la copil cu mare greutate. M-am gândit să fac ce aveam de făcut rapid, pentru că nu mă puteam uita, să termin cât de repede și să plec de acolo. Omul evident a văzut că eu de obicei am reacții de genul acesta. Acum, slavă Domnului că noi n-avem aici scaune în spatele amvonului, că ați vedea după fața mea cam cum reacționez la program. În funcție de... Eu, în modul cel mai sincer, vedeți pe față care-s reacțiile. Acolo nu mă vedeți. E bine. Omul a văzut pe fața mea reacția asta și mi-a zis, frate, zice, știu că te uiți la copil și ți se pare foarte urât, desfigurat de boală, dar să știi că pentru mine este cea mai frumoasă. M-am uitat în ochii lui și mi-am dat seama că ceea ce spunea nu era o vorbă spusă numai de dragul de a fi spusă. În ochii lui, chipul desfigurat de boală al fetiței se oglindea ca fiind cea mai frumoasă. Pentru că întotdeauna dragostea înnobilează, transformă, transfigurează. Ceea ce poate părea urât în ochii altora prin dragoste, în ochii tăi poate fi cel mai frumos lucru din lume. Privind acest tată, m-am gândit că așa se uită Dumnezeu de multe ori la lumea asta. Și se uită Dumnezeu la noi, copiii Lui. Dumnezeul care vede dincolo de aparențe. Dumnezeul care vede dincolo de zâmbetul de duminică.
Dumnezeul care vede dincolo. El vede ce-i dincolo. Și cu toate acestea, El încă ne-a dat șansa în dimineața asta să fim aici. Slăvit să fie numele Lui. Pentru că Dumnezeul acesta, în ciuda faptului că știe, El totuși ne iubește și ne oferă șansa în această dimineață să stăm în prezența Lui și să flămânzim și să însetăm după ce? După frumusețea omului ascuns al inimii. Om ascuns al inimii pe care noi de multe ori nu-l vedem. Am fost așa de impresionat de un om tânăr, orb, într-un interviu. Omul ăsta o zis, era plin de optimism și zice la un moment dat când îl întreabă reporterul, da, uite, cum de sunteți așa de vesel, cum de sunteți așa atât de bucuros? Și zice, spre deosebire de voi cei care aveți ochi și vedeți, vouă vă scapă întotdeauna ceva. Voi întotdeauna nu reușiți să vedeți ceva. Eu, stând de vorbă cu un om, întotdeauna reușesc să văd frumusețea ascunsă a omului. Lucru care s-ar putea ca vouă să vă scape, pentru că atunci când stai lângă un om, dacă e, nu știu, dacă nu e prea frumos din punct de vedere fizic, dacă are și o boală care îl face parcă și mai puțin frumos, să reușească să scape frumusețea ascunsă a omului acela. Dar mi-a plăcut așa de mult omul ăsta care orb spune, eu reușesc să văd ceva ce voi nu reușiți să vedeți, frumusețea ascunsă a omului. Ei, despre asta este vorba când vorbim despre neprihănire. Și când vorbim despre neprihănire, vreau să vă prezint în partea aplicativă a mesajului, pentru că până în momentul de față v-am explicat textul, în partea aplicativă a mesajului sunt trei lucruri pe care vi le prezint. Doar vi le prezint și apoi ne rugăm și îi cântăm. Dar mai este până acolo. 1. Definiția neprihănirii. Ca la școală. 2. Dorința neprihănirii. Adică de ce să fiu neprihănit? Care e motivul? Și 3. Decizia neprihănirii. Sunt 3 decizii pe care trebuie să le ai în viața ta ca să poți să fii neprihănit. Am zis, vă mai aduceți aminte, definiția de neprihănirii. Ce este ea? Dorința neprihănirii. Și apoi în al treilea rând, decizia. Definiția neprihănirii. Am spus că a fi neprihănit înseamnă, în primul rând, a fi corect în ochii lui Dumnezeu. A fi frumos în ochii lui Dumnezeu. Primul lucru care înseamnă, cuvântul neprihănire, asta înseamnă. Să fii frumos în ochii lui Dumnezeu. Să fii corect în ochii lui Dumnezeu. În sensul ăsta vreau să vă dau un exemplu din Biblie. Vorba de Apostolul Pavel, despre care știm că în aproximativ 20 de ani scrie 13 epistole. Unii spun că 14, nu vreau să intrăm în dispute teologice, dacă a scris el sau nu, Cartea Evrei, e mai puțin important. Și omul acesta este acuzat de o biserică pe care el a format-o, sau de niște oameni mai exact, nu de toată biserica, de un grup din biserica din Corint, că nu ar fi neprihănit. Îi aduc tot felul de acuzații. Printre altele, dacă vă uitați și dacă citiți, dacă vreți să citiți o carte în timpul predicii mele, vă rog să citiți Cartea 2 Corinteni. Cartea 2 Corinteni e cartea în care Apostolul Pavel își apără neprihănirea în fața unui grup de dizidenți, nu știu cum să-i numesc, unui grup schismatic din biserica din Corint care îl acuzau pe Pavel că ia decizii în felul lumii, că are o agendă secretă, că motivul pentru care atunci când vine în mijlocul lor parcă vorbește mai blând decât atunci când scrie. Și unii îl acuzau când scrie, are atâta putere în scris, dar când vine, abia vorbește. Are el ceva ascuns acolo. Și ceea ce declanșează momentul ăsta e faptul că Apostolul Pavel promite bisericii din Corint că îi va vizita. Și se schimbă planurile. El promite că vine la Corint, că după aia se duce în Macedonia, că se duc împreună în Macedonia și după aia se va întoarce din nou în Corint. Face promisiunea asta, dacă sunteți curioși, vă uitați în ultimul capitol din Cartea 1 Corinteni. Și de la ultimul capitol din Cartea 1 Corinteni apar discuții în biserica din Corint, pentru că exista grupul ăla care spuneau despre Pavel, bă, Pavel ăsta spune că e neprihănit, are putere când îi departe, ce bine le zice în scris. Dar când vine în mijlocul nostru, abia vorbește. Și el își apără integritatea. Și își apără neprihănirea. Și o face în felul următor. Și uitați-vă, sunt două versete care demonstrează neprihănirea noastră, frumusețea noastră interioară, prin două lucruri. Zice Pavel așa, în 2 Corinteni 1 cu 12, lauda noastră, observați, el tot timpul spune la plural, dar se referă la sine, și se referă și la noi. Este mărturia pe care ne-o dă cine? Adică cu ce ne putem noi lăuda în ce privește neprihănirea noastră? Că o să spună cineva despre mine, mă, Adi Mocanu, e un om neprihănit? Nu.
că voi nu puteți cântări neprihănirea mea. Lauda noastră, înaintea voastră, este dată de cine? Ne-o dă ce? Ziceți voi, ce scrie acolo? Care vedeți până acolo puteți zice? Facem exercițiul ăsta. Ne-o dă ce? Cugetul nostru. Adică, cine-i cugetul nostru? Conștiința noastră. Noi înșine. Lauda noastră, adică dacă mă pot lăuda cu ceva în fața voastră, e că în fața propriei conștiințe am fost corect față de voi. Altfel zis. Cugetul meu îmi spune că m-am purtat în lume, mai ales față de voi, în lume, cum a fost? A fost cum a fost. Dar față de voi, le zice celor din Corint, cu o sfințenie și o curăție de inimă date de Dumnezeu. Adică, conștiința mea îmi spune că m-am comportat corect, chiar dacă există acolo un grup care spune că n-a fost așa. Și apoi, următorul argument, versetul 8. Cine mai aduce mărturie? Credincios este cine? Comitetul bisericii. Nu știu ce traducere aveți voi. Noua traducere. Credincios este cine? Grupul de frați bătrâni din adunare care stă cu ochii pe fiecare. Deja și rimează. Nu. Credincios este cine? Dacă mă voi lăuda, mărturia mea este, mi-o dă cine? Conștiința mea și cine? Dumnezeu. Că vorbirea noastră, da, zice despre sine, față de voi n-a fost decât cu da și nu. De ce? Pentru că ăștia din Corint spuneau, mă, Pavel, mi-a dus cu vorba. Ba o zis da, ba o zis nu. Și le-o întors și până la urmă nu s-o ținut de cuvânt. Și vă lăudați cu el că e mare apostol, dar în realitate nu e așa. Și vine Pavel și le spune, mă, oameni buni, hai să vă spun ceva. Neprihănirea mea e dovedită de două lucruri, de propria conștiință și de Dumnezeu. Toate celelalte sunt vorbe. Vorbe în vânt. Povești nemuritoare. Noi oamenii suntem tentați să măsurăm neprihănirea tuturor după aparențe și de multe ori aparențele ne înșală grav. Eu lucrul ăsta l-am văzut când am început să fiu ca slujitor în biserică, să slujesc ca păstor și primul lucru cu impulsul ăla copilăre să vin, bă, ăla care strigă cel mai tare, ăla e cel mai pocăit. După aia, da. Există doar două lucruri care pot atesta neprihănirea noastră, zice Pavel. Propria conștiință, eu mă uit în fața mea și conștiința mea, cugetul meu îmi spune că n-am greșit față de voi. Tot ce nu vine din încredințare, e păcat. Încredințarea mea e că n-am greșit față de voi. Și știu sigur că n-am făcut-o. Chiar dacă vouă vi se pare că v-am înșelat așteptările pentru că v-am promis că vin, n-am putut să vin, că Dumnezeu m-a călăuzit între timp să mă duc în altă parte. Și apoi, Dumnezeu știe că față de voi m-am comportat cu sfințenie. În lume, în general, dar în special față de voi. Adică admite Pavel, bă, poate față de alții am mai greșit, dar față de voi am fost mai sfânt decât era cazul. Acum, ce vreau să vă spun cu asta? E că frumusețea noastră interioară, neprihănirea noastră, nu e determinată niciodată ce vor spune oamenii. E ceea ce spui tu când te uiți tu la propria viață, dacă e sincer cu tine, și ceea ce spune Dumnezeu. Michelangelo, la un moment dat, în timp ce picta Capela Sixtină, a fost întrebat de ce face atât, e atât de atent la detalii. De ce e atât de atent la 20 de metri unde a pictat el o grămadă de chipuri, inițial trebuia să picteze doar apostolii. Și undeva pe 500 de metri pătrați, până la urmă a pictat 3000 de chipuri și toate până la cele mai mici detalii. Și în perioada asta, dintre 1508 și 1512, pentru că ar fi trebuit să termine mai repede lucrarea, foarte mulți veneau și spuneau, dați 20 de metri, nu vede nimeni. Și știți ce spunea el? Văd eu. Știți că Titanicul a fost făcut să reziste la un impact înghețar. Știți de ce n-a rezistat? Au fost fel și fel de teorii care s-au făcut în privința asta. Știți de ce n-a rezistat? După ultimele cercetări reiese faptul că acele cuie, nu vreau să folosesc, șuruburile alea care trebuiau să țină tabla pe margine, n-au fost făcute la calitatea la care s-a pretins. Amestecul din care erau făcute cuiele, pentru că a fost un român acolo, nu, asta o zic eu. Pentru că a fost unul acolo care zice, bă, mere și așa că nu vede nimeni. Taci, mă, prepară acolo. Nu vede nimeni, dar vede Dumnezeu. Mă înțelegeți ce vă spun? Neprihănirea noastră nu e determinată de ce văd ceilalți.
Nu-i de ce vor spune alții că stă freza în dreapta sau stă freza în stânga și oamenii se uită și analizează și fac tot felul de presupoziții și în mintea noastră noi de obicei judecăm pe baza prejudecăților noastre culturale și tradiționale și zice Pavel, ceea ce e clar în ce privește neprihănirea și frumusețea mea interioară, e un singur lucru. Ce voi spune eu în fața oglinzii numite conștiință și ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că dacă e cineva drept în judecarea tuturor lucrurilor, acela este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe când fac un lucru și intenția. Dumnezeu știe ce-i în sufletul meu. Dumnezeu știe de câte ori ai plâns. Dumnezeu știe de câte ori ai falimentat. Dumnezeu știe care-i dorința ta când faci un lucru rău sau când faci un lucru bun. Dumnezeu judecă până și intenția. Și nu există în lumea asta instanță care să judece mai drept și mai corect decât o face unul singur și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Da, am zis că mai întâi trebuie să fim... Primul lucru care înseamnă neprihănire este să fii corect în ochii lui Dumnezeu. Al doilea lucru, și o să-l mai zic și pe al treilea, și după aia o să mă opresc aici, înseamnă să fii neduplicitar și apoi mai înseamnă să fii neschimbător în credință. Neduplicitar... Știți la ce se referă? A trecut acum perioada cu măștile. La asta se referă. Numai că Biblia, foarte interesant, Dumnezeu e foarte realist. Biblia când folosește cuvântul față, în ebraică, întotdeauna e la plural, e cuvântul fețe. De ce? Pentru că așa cum v-am mai spus și altă dată, noi toți oamenii avem mai multe fețe și normal să fie așa. Tu n-ai cum să vii cu aceeași față. Nu poți avea aceeași față la înmormântare, ca la nuntă, nu poți avea aceeași față pe care o acasă când vii la biserică. N-ar putea exista o societate în care oamenii să nu aibă, mă înțelegeți, mai multe fețe. Cei din Corint îl acuzau pe Pavel că, Pavel are mai multe fețe. Dar Pavel le spune, martor îmi este Dumnezeu că n-am fost incorect cu voi. Chiar dacă într-un fel scriu și în scrisul meu parcă sunt mai talentat decât vorbesc. Unii spuneau despre Pavel că n-a fost un orator extraordinar, că Apollo ar fi fost predicator mai bun decât el, motiv pentru care un grup din biserica din Corint l-ar fi vrut pe Apollo să le fie părinte spiritual, pentru că era un predicator mai carismatic. Și ziceau despre Pavel, mă, Pavel ăsta, scrie el bine, mă, dacă începe să vorbească, nu mai termină până la miezul nopții, poate și moare careva. Numai că știți că după aia, și dacă moare, până la urmă e înviat. Asta e diferența. La Apollo, dacă murea, nu-l mai trezea nimeni. Și Pavel vine și le spune, mă, oameni buni, nu înseamnă că dacă un om are mai multe fațete, nu înseamnă că omul e ipocrit. Și asta le spune. Nu înseamnă că am o agendă ascunsă, nu înseamnă că am vreun interes, nu înseamnă că am venit să fac bani după voi. Ba, le spune dimpotrivă celor din Corint. De la voi, pentru că sunt acolo o grămadă de comentatori, n-am vrut niciun ban, ci mai degrabă lucrarea mea a fost suportată de alții ca să pot să vă slujesc vouă. Cu toate că le spune celor din Corint, mi se cuvenea să fiu susținut de voi. Dar am făcut-o asta de dragul lucrării lui Dumnezeu și pentru că vă iubesc. Adică eu n-am fost un ipocrit în relația cu voi. Eu am fost de caracter în relația cu voi. Cam asta le spune Pavel. Și asta înseamnă să fii neprihănit. În ciuda faptului că fiecare dintre noi avem mai multe fațete, e imposibil într-o societate să fii același. Fiți sinceri. Important e să nu avem agenda ascunsă. Și apoi, ultimul lucru, și hai ajută-mă, te rog, la pian, că gata, mă apropiu de sfârșit. Să fiu, al treilea lucru, neduplicitar, neschimbător. Neschimbător în ce? În credință. Le spune celor din Corint așa, voiam să trec pe la voi să mă duc în Macedonia, v-am explicat. Iau pe Dumnezeu ca martor față de sufletul meu, că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruți. Adică dacă n-am venit, așa cum am spus anterior că voi veni, n-am venit pentru că mi-a fost milă de câțiva dintre voi pe care a trebuit să vă pun sub disciplină. Asta le spune Pavel celor de acolo.
Pentru că a fi neprihănit înseamnă să fii neschimbător în ce? Să fii neschimbător în principiile lui Dumnezeu, în toate celelalte lucruri, dragii mei. Dați-mi voie să vă spun ceva. Sunt lucruri în viața noastră care se schimbă și normal să se schimbe. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Avem un om în Vechiul Testament care face o promisiune, o promisiune prostească. Promite că prima persoană care va ieși în drum când vine, când se întoarce, dacă Dumnezeu îi dă biruință, prima persoană care iese în drum, prima ființă care iese în drum va fi adusă ca jertfă. Vă aduceți aminte despre ce vorbesc? Și cine iese în cale? Ziceți voi. Că nu... Așa. N-aud prea bine de la distanța asta. Iese fata în drum. Și ce face omul ăsta? Se ține de hotărârea lui. Ăsta e om de caracter? Nu. Și ce spune Biblia? Când un om își dă seama că a făcut un lucru greșit, e un semn de înțelepciune să știe să schimbe. Asta e prostie și numai omul care... nu se schimbă când realizează că e schimbat. Pavel îi spune: oameni buni, mi-e adevărat că v-am spus, poate voi trece pe la voi. Dacă citiți în 1 Corinteni, el nu face din asta un fel de literă de lege. Chiar așa și spune, uitați-vă acolo, ultimul capitol. Poate voi trece pe la voi. Dar între timp Dumnezeu m-a călăuzit în altă parte. Asta nu înseamnă că nu sunt om de caracter. A fi un om neprihănit înseamnă să fii neschimbător în principiile lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu spune. Dar în celelalte lucruri, să ai înțelepciunea să știi să schimbi. Câteodată noi suntem tocmai invers. Ținem de încăpățânările noastre, de deciziile noastre, din mândrie, din urmă. Băi, eu așa am hotărât, așa era la noi în sat. Băi, asta eu nu o las, mă, cu asta mă duc până la moarte. Asta e prostie, iertați-mă că vă spun. Vă zic pe românește. Nu înseamnă că ești neprihănit dacă ești neschimbat. Mă, omule bun, realizează că sunt lucruri în viața ta pe care le-ai decis greșit la un moment dat și schimbă-le. Dacă e cazul să schimbi anumite lucruri în privința felului în care ai înțeles tu biserica sau altceva. Dar sunt lucruri neschimbătoare, principiile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, toate acestea rămân neschimbate din generație în generație, pentru că din veșnicie în veșnicie garanția neschimbării principiilor rămâne unul singur, Dumnezeu. Dar în celelalte lucruri să te lauzi, băi, eu de 20 de ani și zice, n-am schimbat nimic. Doamne feri. A, ce zice? A, și desenul ăla din spate. Tot așa e cu... Nu l-am schimbat până am de vreo două ori, sau asta a doua oară. Eu așa am primit, zice, cu acordeonul, de el rămân lipit. Tu n-ai primit cu acordeonul, tu l-ai primit pe Hristos. Că la un moment dat și legat din astea, zici, îți vine să zici, bă, fără acordeon, fără nimic, închinare, fără chitară, fără nimic. Pentru că oamenii se lipesc numai de forme. Să lipesc numai de chestii de genul ăsta, uitând de fapt conținutul. Unii se laudă cu treaba asta. Eu, frate, păi da, eu așa. Apropo de treaba asta cu cravata și aici, vă tot ameninți că se termină predica de un ceas. Un frate păstor, ani de zile în urmă, n-a căsătorit niște oameni, pentru că el credea că e păcat să porți cravată. Nu, pe ăla l-a scos afară, pe mire, și a zis, eu nu te cunun până nu-ți dai jos cravata. Dom'le, și-a fost un scandal, vă dați seama. Până la urmă, omul ce să facă? A vrut să se însoare și-a dat jos cravata, dar vă dați seama ce fețe avea ăia la nuntă, să vedeți ce tablou, deci e ceva fenomenal. Unul într-o parte, altul în alta, părul vâlvoi, supărați. An de zile, fratele, după an de zile, și-a pus și el cravată, că se schimbă lumea. Eu cresc cu pruncii. Și și-a pus și el cravată, s-a dus în America, la o biserică, și nu știu de ce în biserica aia era unul care se uita la el cu atâta drag. Tot programul se uita la el. Când s-a terminat programul, s-a dus omul la el, l-a prins de piept și i-a zis: frate, îți mai aduce aminte de mine? L-a luat de cravată. Zice, am văd că ești cu cravată, dar în urmă cu vreo 20 de ani nu m-ai însurat. N-ai vrut să mă însori din cauza cravatei. Vedeți cum suntem noi oamenii. Ne lăudăm că nu ne schimbăm lucruri ca farisei, care nu contează. Haideți să schimbăm lucrurile acestea. De ce? Pentru că altfel știți ce o să se întâmple. O să rămână ăia doi
în biserică cu păstorul care vede lucrurile tot așa și după aia și aia doi o să-l dea jos pe păstor când nu o să mai aibă ce să facă. Haideți să rămânem neschimbați în ceea ce spune Dumnezeu. Să rămânem cu sufletul legat de Dumnezeu. Și acum uitați-vă la mine, că eu știu, vă știu pe unii dintre voi, sunteți unii, eu acum nu vă văd așa, dar altă dată. Și alții care nu sunt aici. Să ridică când se termină în momentul ăsta și pe locuri fiți gata? Nu. Oameni de ordine, unde sunteți? Nu lăsați pe niciunul să iasă. Nimeni nu iese. Nici cazuri de urgență majoră. Nu există așa ceva. Urmează să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare. Dar vreau să simt prezența lui Dumnezeu la cântarea asta. Trupa, haideți aici în față. Nu doar că ne cablăm la tot sistemul ăsta pe care îl avem aici foarte performant. Aș vrea să ne cablăm sufletul la prezența lui Dumnezeu. Ferice de cei ce însetează și flămânzesc după prezența lui Dumnezeu. Vă întreb, Biserică Lumina, voi însetați după prezența lui Dumnezeu? Vrei să fii săturat în dimineața asta? Vrei să mergi de la biserică să spui, mă, în sfârșit am fost săturat. De ce? Nu că o predica fratele un ceas și ne-am săturat. Nu că ori cânta oamenii ăștia până n-am mai putut, ne-o ținut în picioare. Ne-am săturat. Știți că așa se termină multe programe. M-am săturat și de predica locutare și de poeziile lui și de comitete și de comisii. Nu. Ci aș vrea să fim săturați de prezența lui Dumnezeu în dimineața asta. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Le-am cerut să cânte o altă cântare decât aia pe care o aveau pregătită. O cântare pe care am cântat-o, au cântat-o foarte frumos în prima parte a închinării, o știu ei. Dar aș vrea, în momentele care urmează, împreună cu voi, să gustăm din Domnul și să vedem cât e de bun. Vreți lucrul acesta? Aș vrea acolo unde ești. Dacă ai libertatea să ridici mâinile, să o faci. Dacă n-ai libertatea să faci, nicio problemă. Poți să-ți împreunezi mâinile în semn de rugăciune. Dar aș vrea în momentele care urmează să nu fie cântare, vreau să fie rugăciune.